Bun găsit, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre subiecte care nouă ne fac mare plăcere. Avem un invitat deosebit pe care îl primim cu drag și cu o mare setă de cunoaștere și de curiozitate alături de noi de fiecare dată atunci când își găsește timp. Este vorba despre un erudit om de cultură, profesor universitar, doctor, care și-a dedicat o mare parte din viață, atât din timpul pe care doamna profesor îl are fizic, dar și din ceea ce presupune material și bani culturii exilului. Ne aduce astăzi în atenție și ne reamintește despre trei mari români din exil. Este vorba de scriitorii Aron Cotru și Alexandru Busuioceanu, N. I. Herescu. 60 de ani de la moartea acestora, care Cum ne este nouă specific, de multe ori trecem peste învâltoarea evenimentelor de zi cu zi, a cotidianului, uitând să ne uităm în trecut și să învățăm. Așadar, avem alături de noi pe doamna profesor universitar dr. Mihaela Albu. Vă mulțumesc tare mult, doamna profesor, că ne sunteți alături. Ar fi multe lucruri de spus despre dumneavoastră, fondator, director la revista Carmina Balcanica, revistele Antilete și multe, multe alte apariții, pentru că, din păcate, a spune eu, nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Vă ascultăm cu mare curiozitate ce ați făcut în timpul acesta, pentru că sunteți unul dintre cei mai creativi și spontani și plin de generozitate om pe care îl cunosc, care vine și ne oferă. Și nu spun cuvinte așa ca să vă perii. Că... Da, știu. Știu și mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată mă simt foarte bine, mă simt acasă. Doamna profesor, de la dumneavoastră am aflat lucruri care ne pun în valoare pe noi ca popor. Astăzi ne-ați propus să veniți să ne vorbiți cu generozitate despre trei mari români din exil. Da, se împlinesc anul acesta 60 de ani de la moartea, din păcate, a trei importanți scriitori ai noștri, de vârste diferite, dar toți trei au murit în 1961. E vorba așadar despre Aron Cotruș, născut în 1896, despre Alexandru Busuioceanu, născut în 1891, și de Nei Herescu, craioveanul nostru, revendicat și de turnul Severin, pentru că s-a născut la Severin, dar a învățat la Liceul Carol în Craiova și a desfășurat o parte din viață, din activitate în Craiova. Deci Nei Herescu, născut în 1903, după unele surse 1906, după unele surse Severin, după altele Craiova. Cei de la turnul Severin și-l revendică și cred pe bună dreptate, și am să dau numai, poate începem așa, începem cu sfârșitul, dar până la urmă ajungem să conturăm exact ceea ce ne-am propus astăzi. Așadar, Nei Herescu probabil s-a născut la turnul Severin, de vreme ce un roman pe care l-a scris sub pseudonim a apărut la Paris în limba franceză, tradus și la noi în sfârșit, sub pseudonimul Charles Severin. Foarte ușor de decodat. Și chiar la o conferință la turnul Severin mi-am intitulat lucrarea Să iubești atât de mult orașul încât să-i împrumuți numele. Pentru că, iată, acest roman ca un fel de testament în care ușor se pot decoda anumite personaje ca fiind români din exil, prieteni, scritori, el a preferat să-și ia acest pseudonim. Mă întorc într-o ordine, eu știu, să zicem, alfabetică, ca să nu supărăm pe nimeni. Deci primul din această serie ar fi Alexandru Busuioceanu, căruia i-am dedicat un număr din Antilete și
Revista de cultură a ajuns deja la anul 4, da? Da, deja am ajuns la anul 4. Acum este sub tipar un număr dedicat lui Nei Herescu. Vom vorbi după aceea. Deci, acest număr, care este 11, este dedicat lui Alexandru Busuioceanu, un poet român și spaniol în același timp, pentru că a trăit la Madrid, a fost inclus în istoria literaturii spaniole, a colaborat intens la o revistă importantă spaniolă, revista Insula, un scriitor, poet și cercetător în același timp, care ne-a făcut cinste în Spania, pentru că, așa cum spuneam, era inclus chiar alături de mari, importanți scriitori spanioli în istoria literaturii spaniole. Spuneam de asemenea că a fost și cercetător, s-a ocupat mult de mitul dacic, cercetând legăturile dintre cele două provincii, să le spun așa, europene, de la un capăt și la celălalt și, al Europei. Și în această revistă, în Antilete, un fragment din Opia Getica, care începe cu un motto: acum 19 secole se stingea în Italica Traian, pacea era precară pe malurile Dunării. Sigur, sunt și poezii în ale lui în această revistă, multe scrise în spaniolă, traduse de un alt compatriot care a trăit în Germania și care a fost la Europa Liberă, și anume George Ciorănescu. Altele, sigur, au apărut în revistele exilului. Ultimul său volum, Fructul de a trăi, l-a publicat Virgilie Runca și cu care a fost prieten și tot ca un fel de act de rememorare al scriitorului, poetului Alexandru Busuioceanu, încă o dată spun, poet de limbă română și spaniolă în același timp, pentru că scriitorii noștri, parte dintre ei, au scris, au continuat să scrie în limba română, dar au scris și în limba țării de adopție și au fost recunoscuți ca scriitori în țările respective, premiați chiar, să nu vorbim de Vintilă Horia, cu premiul Goncourt, cu Dumnezeu s-a născut în exil, scris direct în limba franceză. Pot să mai dau Constantina Măriuței, care de asemenea, cu un roman scris în limba franceză, a primit premiul Academiei Franceze. Iată Alexandru Busuioceanu și alții asemenea care au scris și în română și în limba țării în care s-au așezat. Dacă la sfârșit va fi timp, poate voi citi, spre exemplificare, o poezie a lui Alexandru Busuioceanu. Doamna profesor, găsim aceste volume în online pentru cei care ne privesc și poate că și-ar dori sau le găsesc să le cumpere? Da, online sunt numai primele, cred că 3 numere. Cu timpul vor fi puse online toate. Pot să spun, de exemplu, că numărul 1, eu mai am doar un singur exemplar, e deja foarte rar. Numărul 3, dedicat lui Ștefan Baciu, chiar ieri directorul editurii Aius, la care publică această revistă, mi cerea numărul 3 dedicat lui Ștefan Baciu și, din păcate, am unul și nu pot să îl dau, pentru că și-a făcut acolo, sigur, o mică bibliotecă cu aceste cu numere din, cu exemplare din fiecare număr al revistei. Se pot comanda la editură, un exemplar costă 20 de lei. Ce vreau să spun este să subliniez încă o dată faptul că această revistă este unicată în România. Nu o laud, nu insist pentru mine sau pentru colegii mei care uneori mă mai ajută. Insist pentru că aduce acasă, cel puțin așa, mare parte din tezaurul românesc răspândit în lume. Dacă tezaurul de la Moscova nu-l putem aduce, iată, pe ei îi putem aduce prin ceea ce au scris și nu au uitat că sunt români, ba din contră.
Așadar, revista poate fi comandată la editura Aius, foarte simplu și poate fi primită acasă. Tot lui Alexandru Busuioceanu, o româncă stabilită în Germania, care de asemenea a fost colaborator, a lucrat, adică nu a fost colaborator, a lucrat la Europa Liberă, Crisula Ștefănescu, o adevărată româncă, o adevărată intelectuală, un om care se dedică în continuare aducerii în vizibilitatea publicului din țară a scriitorilor care au trăit în exil, pe care ea i-a cunoscut. A publicat tot în colecția Cărțile Exilului, pe care am inițiat-o la editura Aius, a publicat această carte, Alexandru Busuioceanu, Poezie și Cunoaștere, și mi-a făcut cinstea să îmi solicite postfață și iată că această carte aduce și ea într-un format ușor de ținut în geantă, dacă pot să spun așa, ușor de avut alături cel care poate călătorește și vrea să citească în timpul călătoriei sau, de ce nu, acasă, la birou, la masa de lucru. Este o carte care îl readuce prin diverse aspecte, inclusiv poezie, pe Alexandru Busuioceanu. Eu am scris pe coperta 4, și dacă pot să, pentru că sintetizează, propunându-și omagierea uneia dintre cele mai importante personalități ale exilului, Alexandru Busuioceanu, scriitoarea Crisula Ștefănescu reușește direct și indirect aducerea în atenția cititorilor de astăzi împreună a trei mari personalități românești care au trăit și au scris departe de țară: Alexandru Busuioceanu de la Madrid, Alexandru Ciolănescu din Tenerife, George Ciolănescu de la München. Iată, într-o carte cu un format foarte frumos și în colecția Cărțile Exilului, rememorarea acestor trei importanți scriitori români. Deci, Alexandru Busuioceanu. Despre Cotruș, despre Aron Cotruș, din fericire, s-a scris în țară. Chiar în anii 80, un profesor și în același timp un scriitor foarte implicat în politica comunistă, cred că este adevărat ceea ce informația pe care o am, că el îi scria discursurile lui Ceaușescu sau el colabora la revista, la ziarul Scânteia, foarte mult. E vorba despre Ion Dodu Bălan. Ion Dodu Bălan Ardelean a scos o monografie a Aron Cotruș în anii 80. Aron Cotruș a fost atașat de presă la Madrid și Lisabona. Nu s-a mai întors în țară. A fost ispitit, ca să mă exprim așa, să se întoarcă. Dar și-a dat seama că nu are nicio șansă să vină fără să-și piardă libertatea, ca și ceilalți. Și a scris o scrisoare în care spunea că da, el se va întoarce dacă îi se vor trimite, îi se vor restitui banii pe care România îi datorează de când l-au scos din legație și l-a trăit acolo și dacă îi pune la dispoziție un mijloc de transport, mă rog, un fel elegant de a refuza. A trăit o parte din viață la Madrid, după care în Statele Unite. A murit sărac, a trăit în Statele Unite la prieteni, acasă, când la unul, când la altul, a continuat să scrie, a continuat să aibă un verb acid și o poezie patriotică. Spune el la un moment dat că el scrie pentru că are permanent în memorie țăranul român, adevăratul aristocrat român, nu uităm, era Ardelean,
și că el îi are în memorie pe bunicii săi, țărani, unul de lângă Blaj, cred, și celălalt de lângă Sibiu, și verticalitatea lor și dragostea lor de țară l-a îndemnat să scrie așa. Și aș citi poate două versuri la întâmplare aproape. Ah, Doamne, îndură-te de țară și noi, și cu foc și pucioasă îi aruncă înapoi, în stepele oarbe de unde au plecat, să spurce pământul în lung și în lat. Spuneam, verbul său era foarte acid, era un polemist în poezie împotriva celor din stepele oarbe, adică sovieticilor care ocupaseră pământul țării. Mor cei mai drepți dintre ai noștri în cătuși. Smulși sunt și întemniți ca vitele duși, cei mai falnici și cei mai voinici dintre pietroșii flăcăi de pe aici. Ți se zbârlește părul, ți se face carnea, pentru când îți dai seama câtă durere și ce fel de amar pentru țara ocupată și pentru cei care, prietenii, colegii, intelectualii români, cei mai falnici, cum spune, au fost puși în cătușe. Alexandru Busuioceanu, pardon, citeam aici, Aron Alexandru Cotruș. Busuioceanu și Aron Cotruș sunt doi poeți români importanți care au murit, din păcate, cu țara în suflet și în gând. Scriind și invitat să vorbească despre Alexandru Busuioceanu, prietenul său Neiherescu nu își putea închipui că peste câteva luni și el se va stinge în Elveția, fiind chiar la un congres. Neiherescu, căruia îi dedic numărul 13 al revistei Antilete, cum spuneam, este deja la tipar, am dat bunul de tipar. Probabil că într- o săptămână, maxim 10 zile, va apărea și această revistă. Este și mai al nostru, pentru că, așa cum spuneam, a urmat liceul Carol la Craiova, a fost profesor în Craiova, a fost mai ales făuritor de reviste culturale în Craiova. El, specializarea lui a fost pe studii clasice, latină și greacă. Și dacă ar fi să dau numai un singur exemplu care să fie un simbol al valorii sale ca profesor, pentru că are mai multe paliere în care a excelat. Deci dacă ar fi să găsesc simbolul care să demonstreze valoarea sa ca profesor de limbi clasice, n-aș spune decât că el a fost profesorul de limba latină și greacă al regelui Mihai. Deci Neiherescu, dacă Iorga era la clasa de istorie, Neiherescu era la clasa de limbi clasice în școala palatină. Ce putem spune mai mult pentru profesorul Herescu? Profesorul, în jurnalul lui Virgilie Runca, A trecuta anii, care a apărut la Humanitas în 2000, este singurul pomenit de Runca de foarte multe ori cu acest apelativ, profesorul Neiherescu. De Milcioran, de Eugen Ionescu, de Mircea Eliade, de fostului profesor Lucian Bădescu, spune Lucian Bădescu, Mircea Eliade, Mircea, Eugen, etc., etc. Când este vorba despre Herescu, totdeauna scrie profesorul Herescu. Niciodată, deci această diferență ne demonstrează și încă o dată faptul că era profesorul prin excelență. Scriu acum și sper să apară în ianuarie, să reușesc să termin un studiu, o carte, adică
dedicată profesorului Herescu. Titlul, pentru titlu am oscilat la mai multe variante și cred că cel mai potrivit, care să fie și ca un simbol, și o să spun imediat de ce, va fi un aristocrat al culturii române, Nei Herescu. De ce un aristocrat? Pentru că, pe de o parte, avea ascendență aristocratică. Era fiul generalului Herescu, era în același timp descendent din Udriște Năsturel. Deci venea dintr-o familie cu mult rang boieresc în timp. Pe de altă parte, simbolic, el era ca om un adevărat aristocrat. Și în carte și în Antilete îl citesc pe Mircea Eliade, care îl admira extraordinar, care era bun prieten încă din tinerețe, și o să spun apoi într-o scurtă frază și relația lor profesională. Eliade, la moartea lui Herescu, scrie pagini extraordinar de frumoase și în același timp subliniază, pe lângă calitățile lui intelectuale, etc., etc., această noblețe pe care o avea înnăscută și formată prin aceste studii clasice. Când, de exemplu, a aterizat cu avionul la Zurich, mi se pare, avionul a fost bombardat, i-au fost arse hârtii, documente, bani, haine. El a coborât surâzând, cu pardesiul pe braț, luând totul ca o întâmplare a destinului și pe care nu-l poți întoarce. Poate ceva amuzant din felul lui de a fi, cu multe amănunte, o nepoată prin alianță, adică mama acestei doamne avea o soră căsătorită, soția lui Nei Herescu, și această doamnă, Simona Vrăbiescu Klegner, care trăiește în Statele Unite, a scris și se găsește la Biblioteca Aman o carte de memorii în două volume, primul volum dedicat vieții sale în România, și de foarte multe ori îl pomenește pe unchiul ei, Oncl Nuca, cum îl numea, și povestește o întâmplare amuzantă. Când juca, de exemplu, fotbal cu un cumnat, el era și o persoană înaltă, juca fotbal în haine elegante, în niciun caz, deci nu și-ar fi lepădat această haină aristocratică nici măcar când juca fotbal. Și spuneam, legătura lui cu Eliade era veche atunci când a rămas în exil și când a rămas fără bani, fără haine, fără nimic, a fost găzduit de Eliade în casa lui. Când Nei Herescu a fost ales de mai multe ori președintele Societății Scriitorilor Români, vechea Uniune a Scriitorilor Români, altă denumire, ales prin vot unanim, după moartea generalului Condiescu, cine era secretarul Societății Scriitorilor Români? Nimeni altul decât Mircea Eliade. Deci, președinte era Nei Herescu. Așadar, el a făcut mai multe reviste în Craiova, ca redactor, ca fondator, după care s-a mutat la București, a urcat toate treptele, a fost profesor un timp la Lazar, dar apoi la universitate, a urcat toate treptele ierarhice, a fost profesor universitar și, cum spuneam, profesor la Școala Palatină. A mutat revistă din Craiova la București și spuneam că am aici cărți ale lui apărute, deci edițiile Princeps, Caiete clasice și primul volum din Miliarium, cărți vechi apărute în anii
30 și ceva, nu rețin exact dacă exista anul aici. Aceasta nu este cumpărată de la Anticariat, aceasta face parte din biblioteca mea personală, de la tatăl meu, cumpărată de el în 21 decembrie 1945. Am în bibliotecă mai multe cărți din anii 40, cumpărate de tatăl meu. Pentru că l-ați pomenit pe tatăl dumneavoastră, aș vrea bani. Să vă întreb când vedem volumul dedicat acestuia. Anul viitor, când eu voi face o cifră rotundă, este început, sunt începute mai multe volume, trei cel puțin pe care vreau să le public anul viitor. Unul va fi dedicat, va fi o carte de amintiri cu scurte tablete și altele mai lungi în care tatăl și bunicul meu vor fi evocați. Va cuprinde și fotografii pentru că merită, a făcut ceva pentru mulți elevi din acest oraș care au ajuns oameni importanți și bunicul meu este inclus de asemenea în dicționarul personalităților oltene, cei care au contribuit la cultura în sensul larg al orașului nostru. Și deci anul viitor această carte de amintiri și o carte de scrisori primite de mine, poate că titlul va fi Scrisori în era internetului, de la scriitori din țară și din alte țări care aduc un plus culturii române, deci nu scrisori de acestea, de familie, lucruri personale, ci care vorbesc despre activitatea acelor scriitori și conturează cumva cultura română. Până atunci însă ne întoarcem la, pentru că până la anul, da, mai avem puțin. Un pic din anul acesta, aș vrea să vorbim un pic și despre următorul număr al revistei Antilete, dedicat unui eveniment pentru care am fi fost datori să vorbim mai mult, 200 de ani este, de la... Da, nu Antilete, ci Carmina Balcanica. Da. Da, deci încă o dată Antilete este numai dedicat numai exilului. Numărul 21 al revistei Carmina Balcanica, eu mă oprisem la numărul 20 din mai multe motive. N-are rost să le evoc aici. Numărul 20 a fost dedicat Unirii. Și mă gândeam dacă n-are rost. Eu cred că are rost. Toate aceste reviste, atât Antilete cât și Carmina Balcanica, trebuie spus că sunt reviste realizate de dumneavoastră în mare parte și susținute financiar, în totalitate, așa este, și realizate de mine în proporție de 99,99% Antilete, dacă pot să spun așa, iar Carmina Balcanica de mine, dar ajutată, pentru că așa am gândit revista de la început, să aibă, să fie bilingvă. Deci este revistă cu absolut toate articolele în limba română, în limba, deci nu bilingvă, ci multilingvă, am greșit, în limba maternă a scriitorului din Balcani, fie română, sârbă, greacă, etc., și în limba engleză, pentru că are o circulație universală, internațională, mai bine zis, și cu această revistă am mers la multe universități, nu numai din Europa, am avut de asemenea workshop-uri speciale la conferințe internaționale intitulate Carmina Balcanica și deci am fost ajutată de colege, de prietene, cărora nu aș avea niciodată cuvinte suficiente să le mulțumesc pentru cum m-au ajutat cu traducerea în limba engleză. Și am să pomenesc câteva nume, cu scuze că nu îi voi aminti pe toți, dar merită pentru munca depusă, fără niciun fel
de recunoaștere decât aceasta a cuvintelor mulțumesc și a numelui adunat pe o carte, vorba lui Arghezi, colega mea Aloisia Șorob de la Universitatea din Craiova, două colege de la Universitatea din Baia Mare, care Ana Maria Fălăuș și cealaltă îmi scapă în secunda asta numele și îmi pare rău, dar o să mi-amintesc și o să spun, un lapsus am, și Ligia Tomoiaga, scuze, Ligia care este profesoară și șefă de catedră la engleză. De asemenea, fosta mea colegă de bancă din liceu, care trăiește în Anglia și care a făcut studii de filologie în Anglia și a fost profesoară, Marcela Elliot, care de asemenea, sigur, traduce foarte bine, o colegă din minister, Anca Pegulescu, și scuze dacă poate am uitat pe cineva. Deci, Carmina Balcanica, numărul 20, cu care credeam eu că am încheiat această revistă, am închis-o, alte reviste s-au închis după două numere și au rămas în dicționare. Iată, am reușit 20 de numere cu 200 de pagini, cu multilingv. Nu e ușor să iei legătura cu oameni din tot spațiul balcanic. Și numărul 21 l-am conturat la îndemnul unui grec-român sau român-grec, cum vrem să-i spunem, grec de origine, născut în Craiova, primul copil născut în Craiova din refugiații greci, care a făcut toată școala în Craiova, liceul, facultatea de istorie, doctoratul pe istorie și care trăiește acum la Salonic, Apostol Patelachis, care este un mare român, pot să spun, care este și translatorul oficial al tuturor personalităților politice sau culturale care ajung în Grecia și care m-a îndemnat, hai să scoatem un număr din Carmina Balcanica dedicat Revoluției de la 1821, pentru că știm că Eteria a fost a început, Revoluția a început la Iași și tot de la Iași, prin intermediul lui, am luat legătura cu un istoric, Iftimi, care mi-a trimis un articol despre începutul Revoluției de la 1821 și, din păcate, acest istoric, acest om de mare cultură, s-a stins din viață acum două luni și, iată, e și un omagiu adus lui, pentru că se deschide revista așa, am gândit-o, nu din cauza acestui fapt, se deschide cu un articol al lui despre începutul Revoluției lui Tudor și Eteria la Iași și apoi profesorul Damean, cu care am mai colaborat la revista Carmina Balcanica, și apoi Apostol Patelachis, despre lucruri deosebite despre Eteria văzute de un cercetător grec și din arhivele grecești. Așa, dar sper ca până la sfârșitul anului acest număr dedicat împlinirea 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu să fie pentru cei interesați. Cei interesați care ar trebui să fie mult, doamna profesor, pentru că, nu știu, avem așa un cult de a nu privi înapoi. Din păcate, uitând că fără să ne cunoaștem viitorul, așa cum bine spune literatura, nu putem să înaintăm. Da, și m-aș întoarce iar aici la profesor, scuze pentru insistența aceasta. Păi de unde să cunoaștem trecutul dacă profesorii nu vin să le vorbească elevilor despre acest trecut pe care nici ei, mulți dintre ei, din păcate, nu-l cunosc. Aș vrea un sondaj printre profesori și să întrebăm despre, iată, Neiherescu, profesorul regelui Mihai. Știu măcar numele, știu ce a făcut. Hai să întrebăm despre Revoluția lui Tudor. Sigur, profesorii de istorie știu, dar hai să întrebăm să întrebăm pe cei de la minister cât este alocat unor importanți scritori din exil sau cât nu este deloc
în manualele de română, de literatură română, sau cât este alocat Revoluției lui Tudor în manualele de istorie. Habar n-am, drept să spun, despre istorie. Despre literatură română știu. Profesorii poate ca și ei ar trebui să știe, nu zicem nu, dar pe de altă parte parcă am așteptat mai multă inițiativă de la decidenți, de la Ministerul Culturii, fonduri alocate, iată, pentru a marca astfel de evenimente și a readuce în conștiința au și fost, în atenția au fost, publicului. Cu Revoluția au fost fonduri alocate pentru niște simpozioane care sigur au rostul lor, dar care poate nu sunt, nu rămân așa cum ar rămâne o carte. De obicei sunt în cerc închis. Și, sigur că da. Și sunt în cerc închis exact între colegi și atât. Și simpozioanele acestea se fac la un nivel academic. Noi ne referim la tineri. Sigur că la simpozioane nu participă studenții, în niciun caz. La simpozioane elevii nici atât. Și ca atare, poate că mai multă dăruire din partea celor care sunt acolo la firul ierbii și care formează generația viitorului prin diverse activități, nu numai în lecția aceasta la clasă pe care o spui tu ca profesor, îl asculți pe elev pe din afară și cu asta s-a terminat și sigur și elevul uită, pentru că e foarte normal să se șteargă din memorie ce a învățat pe din afară și nu i-a rămas în suflet. De ce nu? Și chiar în revista Aius a fost un articol foarte mare, o pledoarie pentru a se preda literatura și istoria cu ajutorul filmului. Le-ar rămâne, și eu am văzut acest lucru, la Universitatea Georgetown, la cursuri pentru School of Foreign Service, deci unde se pregătesc diplomații americani viitori, cursul de istorie are în paralel film. Și discuții pe urmă, debate, nu? Cu cartea, filmul, realitatea istorică, ce s-a adus în plus printr-un roman, printr-un film, cum a fost văzut acel eveniment și le rămâne astfel studenților. Să sperăm că vom ajunge și noi acolo. Eu sunt pesimistă, deși de felul meu sunt optimistă, în cazul ăsta sunt pesimistă. Păi și ce mai rămâne, doamna profesor, dacă ne pierdem? Butonând aseară, ușor cu totul. Am văzut că foarte mulți, nu rețin cifra, 1000, nu știu cât, dintre tineri, între 16 și 20 și nu știu cât de ani, vor să plece din România. Cifrele sunt cumplite și vor să plece pentru motivul fiind de la corupție până la minciună, până la această lipsă de a fi promovate valorile și din contră. Dacă luăm, e un adevăr cumplit, luând de la un nivel mic până la nivel mare, până la ministere, valorile adevărate sunt ținute deoparte și sunt scoase în frunte, că te minunezi de unde, acum, nu? Astăzi au reușit să-l schimbe pe cel propus pentru Ministerul Finanțelor, dacă nu mă înșel, care era un fost fotbalist. Deci lucrurile sunt... Sau cum atunci când a fost anul Brâncuș, o tânără care vorbea cu domnul Brâncuș, sau eu știu, la Apele Române pusă o persoană care n-avea nicio legătură. Eu nu spun, poate că persoana X este o persoană onorabilă, dar în domeniul ei poate e fotbalist excepțional, ceea ce eu n-aș putea să fiu. Dar eu, dacă am citit multă literatură română, în niciun caz n-aș accepta un post la Apele Române sau, eu știu, la finanțe sau la muncă. Adică, pentru ce? Și mai îngrijorător este, pentru că dacă după 90 românii au plecat la muncă din lipsuri materiale, categoria... Nu,
cea mai școlită, ca să zicem așa, ușor, ușor au început și oamenii intelectuali adevărați să plece, iar astăzi vedem o generație care se gândește să plece, generația 30+, din cauza învățământului, pentru că se gândesc generația foarte serios 16, la modul în care plus. le sunt educați copiii. Absolut. Ei care au copii 30+, și copiii care, copiii sunt inteligenți. Suntem un popor de oameni inteligenți, din păcate. Nu știu de unde îi scot pe acești proști pe care îi pun în frunte peste tot. Nu vorbesc numai de cea mai înaltă treaptă, ci și de celelalte. Și, sigur, exemplele ar fi multe așa, la nivel local. Sigur că se gândesc să plece, pentru că valoarea și munca sunt recunoscute în alte locuri. În momentul în care ești o vânzătoare, ești o secretară, ești, eu știu, un om care nu are o funcție, dacă nu-ți faci datoria perfect, ești dat afară, ești scos. Din păcate, la noi nici învățământul, nici alte ramuri private nu sunt încă văzute așa cum trebuie, pentru că în școlile private se face carte. În școlile private, sau eu știu, am fost la o clinică de stomatologie ieri, privată, a selectat doctorul care a înființat, a selectat cei mai buni stomatologi, normal, altfel. Acesta este un exemplu în care poate fi extins în toate domeniile, pentru că în momentul în care eu, director de școală, care am înființat o școală privată, aduc profesori slabi, eu voi pierde de la bani până la prestigiu, nu? Aș vrea să vă reîntorc la lucrurile frumoase, da, sigur, pentru că noi avem foarte mult timp, da, și pentru că parcă avem nevoie de mai mult optimism, să ne canalizăm pe chestiile pozitive care ni se întâmplă. Știu că în colecția Cărțile Exilului a apărut un nou volum dedicat de data aceasta scriitoarei, dacă nu mă înșel, fosta soție a lui Marin Preda. Vorbim de Aurora Corn. Da, n-am inclus-o în Cărțile Exilului și acum îmi pare rău. Ar fi fost o idee foarte bună. Deși este tot scriitor în exil. De aici absolut, confuzia mea. Absolut. N-a fost deloc greșit ceea ce ai spus, dar nu știu de ce. Poate dintr-o modestie, pentru că nici măcar fotografia aceasta nu intenționam eu să o pun pe copertă. Voiam să pun numai fotografia ei, dar... Pe coperta Aurora Cornu și doamna profesor Mihai. Da, dar de la editură, Sorina Bela, cea care a lucrat cartea și a lucrat-o foarte frumos, tot ea lucrează și Antilete, și n-am niciodată cuvinte de ajuns să-i mulțumesc pentru dedicare, nu numai pentru talent, valoarea ei ca editor, dar și pentru implicarea pentru editura Aius. Ea a vrut neapărat această copertă. Pe 6 decembrie anul acesta, Aurora ar fi împlinit 90 de ani. Frumoasa Aurora, pentru că a fost o frumusețe a Bucureștiului, a fost o persoană de un farmec extraordinar, de care toată lumea a fost fascinată, căreia cu mulți ani în urmă Eugen Simioni a dedicat un volum masiv, și care a fost iubită ca niciuna alta de către Marin Preda, ea fiindu-i și prima soție. Și îmi spunea ea la un moment dat, pentru că ea a plecat la Paris, s-a despărțit de Marin Preda plângând amândoi, ea dându-și seama că în umbra lui ea nu se poate dezvolta ca scriitoare, și mai ales pentru că ea avea această dorință de libertate. Ea a fost o pasăre liberă pe care n-a putut-o îngrădi nici România, nici căsătoria, nimic. Dar a rămas în relație foarte bună cu Marin Preda și i-am spunea odată, măi, ce n-a reușit Marin să mă țină lângă el, m-a luat alături în barca lui și după moarte, pentru că permanent eticheta este aceasta,
Aurora Cornu, prima soție a lui Marin Preda. Imediat după moartea ei, m-am gândit să adun, nu e nimic nou în această carte, totul este o colecție din ceea ce scrisesem cât timp am fost alături de ea, în preajma ei. Pentru că am cunoscut-o în 99 la New York și am, cât timp 6 ani am stat eu la New York, am fost extrem de apropiate. Rar să fi trecut 2 zile să nu ne vedem. În perioada în care, pentru că ea stătea 6 luni la New York, 6 luni la Paris, în perioada în care stătea la Paris, îi era dor și îmi spunea că refuza să se gândească la mine și la încă o prietenă, pentru că era prea dor și atunci ea ne spunea lucrul acesta. Eu am ținut jurnalul american și sigur notam, pentru că ea îmi povestea și mi-am dat seama că îmi povestește ca să scriu. I-am luat un interviu după ce am vizitat o expoziție Giacometti, o retrospectivă Giacometti la muzeul la MoMA la New York și ea l-a cunoscut pe Giacometti și interviul este mai ales despre Eli Lothar, primul fiu al lui Arghezi și în acest volum este inclus și interviul și drept postfață am pus o frază a lui Iordan Datcu despre jurnalul meu, o frază pe care, dintr-un articol pe care el l-a publicat referitor la jurnalul meu. În jurnalul Etin America, paginile despre Aurora Cornu sunt și numeroase și esențiale, demne de luat în seamă de aceia care scriu aici în România despre ea. Iar Marin Preda, cu care încep coperta 4, textele de pe coperta 4, Marin Preda îi scria așa, într-o scrisoare. Știu un lucru, că oricum vei cânta, adică vei fi originală, oricum vei cânta, va fi Aurora Cornu, nu altcineva. Și asta e pentru mine de ajuns. Gândesc ca și pictorul lui Tolstoi din Ana Karenina. Nu știu care e treapta de valori pe care ne va așeza timpul, dar știu că noi amândoi avem ceva de spus care n-a fost spus. Iată o declarație de dragoste de la un scriitor către alt scriitor, nu de la un om către alt om. Pentru că, în paranteză fie spus, scrisorile lui Marin Preda pe care ea le-a publicat către ea sunt ale unui scriitor. Marin Preda îi scria permanent cu având conștiința că el este scriitor și că probabil vor citi și alții scrisorile lui. Așadar, Întâlniri cu Aurora, tot la editura Aius. Un volum semnat, doamna profesor Mihaela Albu, și aș vrea în încheiere, doamna profesor, nedrept în încheiere, dar așa ați prefera dumneavoastră, să vorbim și despre cel mai recent volum de poezii semnat Mihaela. Da, un volum recent, apărut de data aceasta la editura Vremea, îngrijit de o altă mare, important om al culturii române, Silvia Colfescu, care deține, care este și directoarea editurii Vremea, dar care se implică și cu coperta și cu multe alte lucruri, aspecte ale acestei edituri, un volum intitulat Nisiparnița, și aș cita motourile. Primul din Ernst Jünger: timpul nisiparniței trăiește în noi toți, adânc în profunzimile ființei. Și al doilea din André Malraux: acest lucru groaznic, timpul, se desfășoară în mine ca un cancer irevocabil. Deci, această carte, aceste poeme, sunt dedicate timpului. Nu știu dacă mai este timp să citesc. Cu drag. Poate chiar Nisiparnița, nu știu dacă o voi găsi acum sau, la pagina 38, eu sincer nu mai știu ce am scris, nu țin minte pe din afară poemele mele deloc, pentru că vin atunci când trebuie să vină. Așadar, Nisiparnița, un gând spânzurat în cuiul nopții.
miezul zilei departe. Ne întâlnim în așteptare, în răbdare. Nici o cărare printre liane de întâmplări, nici o punte peste prăpăstii, nici un capăt de pod, zbatere în ștreang, căutare. Prin nisiparniță, orele își curg întâmplarea. Vă mulțumesc, doamna profesor. Eu mulțumesc. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Știu că așa temporar faceți naveta între București Craiova și București Craiova. Acum. Vă mulțumim însă pentru că ne readuceți în atenție lucruri esențiale pentru cultura și pentru dezvoltarea noastră ca popor. Voi veni cu două cărți extrem de importante pe lângă cea dedicată lui Nei Herescu, două cărți care vor apărea, una la editura Academiei și cealaltă la editura Muzeului Literaturii, două cărți absolut necesare, pot să dezvălui una, unicat, care va avea în jur de 650 de pagini, format academic, format mare, cu cât de mult, aproape tot, sigur, nimic nu-i perfect, dar cât am putut de mult să aduc studiile de eminescologie din exil. Nu există în România. Deci este o carte unicat pentru eminescologi, în special, tot, aproape tot, deci 99%, ce s-a scris în exil despre Eminescu. Vă mulțumim pentru munca depusă, doamna profesor, și pentru faptul că ne onorați cu prezența. Mulțumesc eu. Toate cele bune vă dorim și dumneavoastră. La revedere!